Cât? De ce? Să bag și eu măcar 5 litri. Că mi s-a aprins bec. Că nu bag mai multă, că e sfârșitul lumea. Mâine trebuie să-mi prefăc. Mă duc cu neguța și n-am om. Mai am 20 de kilometri. Poartă scădea chiloții jos și acum, da. Ai intrat și pe urmă, asta ne-a ucidat. Și acum nu mai te duci. Ia dați-mi fiu. Pe intră. Unde ești eu trec pe urmă? Pe? Mă duceam și eu pe la el, aveam de ciucurită. De ce nu te... Că zicea că a luat nu știu câte milioane acum să-i dea lui unul, pula mea. Și atunci când ne-am încărcat lemne, mă duc la mașină, replec, da. Am 200 de milioane. Da, o pulă de ulei. Să nu mi-i fure, cine mă să ți-i fure aia de la uleiuri? Umblă de aia mașina ta. Da, vezi. El cea nu știa cum să-ți spună. De mine. Tu. Nu de tine, no, că avea mașina în față la uleiuri. Ca să ne spună nouă. Că fura pula mea. Că a scos de la bancă pula mea. O fi scos de la ce are urile alea de pensionat. Nu uite, mă, 200 de milioane. A, nu uită ce ai. Nu uite, vezi că e unul. Nu te bărbi. Bine, ai să vin la tine. Păi vii, dar ce să faci? Dacă mata te-ai învățat să o bați în cap. S-o și sugi. Și de-aia, ai că-ți prinde mâine acolo. Dă-i. Ar frige pe asta. Ar frige rău, că e ușa deschisă pe partea. E doi. Păi și ce dacă? Nu, e mereu câte doi. Undeva la umbră, dracu, nu vezi că acum ne coace în ea. Stă în soarele la toată ceva. Și cu ușile închise. Bine. Băi, nu-i lasă geamurile deschise. Dar e umbră, dracu, în partea asta, prin WC-ul. Acolo e umbră.